Haideți să cântăm o cântare spre slavă Domnului. La început v-am întrebat care sunt dorințele sau cu ce așteptăm, am venit în Casa Lui Dumnezeu. Care sunt lucrurile pe care sunt în mintea noastră și tot locul ăla de numărul 1 sunt? Care sunt prioritățile noastre? Eu când citesc și am citit din Fapte 3, de fapt cu tinerii am citit, Scrie acolo un lucru foarte interesant. <coughs> în capitolul uh, 3 cu 6. Petru spune un lucru foarte interesant. Ceea ce am. Ceea ce am. Uitați-vă acolo foarte bine. Și întrebarea mea este următoare. Ce ai tu? Noi în dimineața aceasta. We celebrate, celebrăm. Dacă se spune așa, ne bucurăm, sărbătorim Duhul Sfânt care a fost dat. Nu cu opțiune, frați și surori, să nu credeți că e în option. Că a, s-ar putea. Nu. Este o promisiune care este valabil, necesar pentru fiecare. Nu este nimeni scutit, frați și surori. Dacă cineva crede că nu trebuie să fie botezat cu Duhul Sfânt, greșește și se păcălește pe el. He fools himself. Listen to me. Deci avem nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să locuiască în noi, să trăiască prin noi, El ne va călăuzi în tot adevărul. Ascultați-mă foarte bine. Și de-aia v-am întrebat ce este în tine. What is inside of you? Pentru că, de ce vă întreb? Ce este în tine? Asta tu transmiți la omul următor. What is inside you? You give to that person. Dacă tu ești slab, slăbiciune dai. dragă mea, ascultă. Dacă tu ești slab, dacă tu n-ai relație cu Dumnezeu, tu asta dai la altul. Cum puteți să binecuvintezi când, de fapt, ești departe? Și este foarte important pentru că faptul, uh, James, Iacov spune în 4 cu 4 foarte tăietor, dragi frați și surori, luați bine seamă, prea curvar, pocăiți aici în biserică, uitați-vă aici, prea curvar, tu poți să fii un prea curvar, pentru că te joci cu Dumnezeu și trăiești în lume și vin biserică. Te joci cu Dumnezeu. Tu spui, Doamne, spui slăbit. Doamne, eu, asta e la mea, fac după tradiții, după o religie, dar te tăgăduiesc puterea. Și Dumnezeu nu vrea asemeni de pocăiți creștini. El vrea ca un creștin să fie cum crede, cum, cum scrie în cuvânt. Cu adevărat, să fie plin de Duhul Sfânt. Ascultați-mă foarte bine! Poți să fii plin de multe lucruri. Dar ceea ce este în noi, noi dăm mai departe. Ascultați-mă. Ceea ce este în tine, tu dai mai departe. Și este foarte bine să luăm a summary, un sumar. Spunem, Doamne, ce este în mine? Doamne, dacă tu ai murit pentru mine? Doamne, dacă ai demonstrat dragostea față de mine? Doamne, eu vreau ca tu să trăiești în mine? Doamne, vreau să locuiești în mine, ca prin mine să transform lumea, pentru că Tu ai transformat și Tu ai zis că eu sunt în Tine. Și am mintea Ta. Multe o spunem, Doamne, voia Ta, nu, nu sunt, cât de departe este voia lui Dumnezeu, cât de departe voia noastră. Da, dar frați și surori, puneți în context. Asta este omul care nu cunoaște gândul lui Dumnezeu. Dar noi care Dumnezeu a revelat și a vorbit și ne-a spus cum să trăim. Trebuie să trăim în Hristos, în prezența Lui. Și de -aia am întrebat ce este în noi. Pentru că ce este în noi, tu dai mai departe. Dacă bârfești, tot continui cu bârfa. Tu dai mai departe. Ce spui? Tu bine cuvintezi? Tu ridici pe om? Sau numai dai? Mulți lovesc, frați și surori. Mulți lovesc. Și apostolul a spus un lucru foarte, foarte interesant acolo, care am citit. Deci noi cum suntem? Pentru că asta este personal, fiecare, să ne uităm la vețele noastre. Nu că dau cu degetul, dar trebuie să ne uităm fiecare, să ne cercetăm pe fiecare. Și să fim foarte atenți la lucru, pentru că dacă noi ne jucăm cu Dumnezeu, suntem prieteni cu lumea, care înseamnă de fapt că așa, e bine acolo, e bine, deci nu contează. Ba da, foarte, contează foarte mult. Pentru că nu putem să fim prieteni cu lumea și cu Dumnezeu să fim așa personal și așa plin de înflăcrat pentru El. Trebuie să alegem cine va fi Dumnezeu nostru. Ne jucăm pocăință sau vrem prezența lui Dumnezeu? Trebuie să ne trezim, să fim serioși. We need to wake up and see this reality. What we have, we give. Petru ce zis? Aur și argint nu am. Din zilele de noastre noi ce avem? Avem bani, avem aur, argint. Și când îi să ne rugăm, când îi să vorbim, când îi să vestim, să spunem de Isus, ce facem? Nu spunem. Că nu avem Suntem goi. Noi spunem, a slavă Domnului, că așa de... Mai bine tăcem. Doamne, ai milă de noi. Să ne pocăim, să realizăm cine suntem. Degeaba dacă nu mai venim la biserică și ne lăudăm că am fost la biserică. Și nu zic că e rău că venim, dar să nu ne lăudăm în astea. Să ne lăudăm că cunoștim pe, cunoaștem pe Iisus Hristos, avem o relație cu El. El este puterea noastră pentru noi. Fără El suntem nimic. Fără El suntem nimic, frați și surori. Dacă El nu trăiește în noi, degeaba suntem aici. Eu nu vreau ca locul ăsta să fie un club social, frați și surori. Dar dacă Hristos nu trăiește aici, asta va deveni. Ascultați-mă foarte bine. Dacă Hristos nu transformă, nu vorbește, nu ridică, nu vindecă, nu va face lucrarea sa, cu ce scop, cu ce rost ne adunăm? Ne adunăm să ne facem mai răi? Sau vrem Duhul lui Dumnezeu să transformă, să nu fim mai răi? Să fim cum trebuie, cum Duhul Sfânt ne îndeamnă. Este foarte important. În fapte capitolul 1 cu versetul 8 este o făgăduință care Iisus a spus. Frați și surori, Domnul nostru Iisus Hristos a spus cuvintele următoare. Ci voi veți primi o putere. Frați și surori, drag tânăr, tânăr, ascultați-mă foarte bine. Veți primi, non negotiable. Nu puteți să negociezi, a, se poate nu. Veți primi. E un cuvânt foarte tare, cuvântul putere este cuvântul care uh, dinamis, care auzim noi de multe ori dynamic, dinamic, explosiv. Deci veți primi o putere miraculoasă. Duhul lui Dumnezeu are toată puterea. Nu noi. Nu noi. Să nu crezi că tu, cu înțelepciunea ta sau mâna ta, nu. Este Duhul lui Dumnezeu care locuiește în tine, care locuiește în mine. Prin El se face acestea lucruri. Este numele lui Isus. Și orice nume, și orice nume, orice lucru, se va subordona, va fi sub el, pentru că toată autoritatea, toată puterea a fost dată lui. Și noi trebuie să fim foarte atenți la lucrul acesta. Deci, dacă el spune următoarele cuvinte, și veți primi o putere când se va cobori Duhul Sfânt peste voi, peste voi. Deci, va fi o clipă care lucrul acesta trebuie să se întâmple. Trebuie. Cum am zis, este foarte, foarte important. Și me, și veți fi martori. Acum, frate și surori, dacă noi credem că a primit Duhul Sfânt, doar să fie în biserică, ne-am păcălit. Ascultați-mă foarte bine. Doar să te simți bine în biserică, ne-am păcălit. Pur și simplu nu cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul lui Dumnezeu nu este în noi. Duhul lui Dumnezeu, ce scrie acolo? Să fiți? Spuneți, să fiți martori. Mai tare, să fiți martori. Amin. Doamne ajută pe fiecare să înțelegem. Să fim, să fim, să fiu eu, să fii tu martor. Aia nu înseamnă că de multe ori citim și spune, a, un martor. Am văzut un eveniment și dovedim că, uite ceea ce am văzut. Este un cuvânt care e mult mai adânc, frați și surori. Cuvântul acesta de a fi martor, îi mult mai adânc, se referă la un, mai bine zis, uh, mata, un martir. Un, omul care, un om, care, trece prin absolut orice să spune. pentru mine e Hristos sau nimic. Eu nu mă joc cu pocăința, eu nu mă merg la biserică să se bucură frații, să uite doar așa la mine. Nu, eu merg pentru că în mine trăiește Iisus Hristos. Am viață și din mine curge râu de apă vie care voi fi o binecuvântare pentru alții. Voi vorbi și lucrurile lui Dumnezeu care le vorbesc aduc viață. Pentru că aia lipsim, frați și surori. De multe ori venim în casa lui Dumnezeu și unde este puterea? V-am mai spus. Unde este? A fost un lucru pe care eu personal, a fost challenged. Unde este? Doamne, când citesc în Biblie, făcea, uite ce s-a întâmplat, prin puterea lui Dumnezeu, când Duhul Sfânt a lucrat, ce s-a întâmplat? Uitați-vă bine și foarte atenți de câte ori Dumnezeu a lucrat cu putere. Și nu zic că numai la asta mă refer, dar uitați-vă, pentru că este un lucru care este împreună, nu puteți să scoți unul și pe celălalt să-l lași afară. Deci, ceea ce avem noi, noi dăm, a doua lucruri este, cine a promis el? El ne-a promis că ne va da. Cum am zis, frate, soră, tânăr, dacă nu ai plinătatea Duhului Sfânt, dacă nu ești plin de Duhul lui Dumnezeu, ascultă-mă foarte bine, tu nu vei trăi cum de fapt ar trebui să trăiești pentru Hristos. Tu nu va trăi din puterea lui Dumnezeu, ci va trăi din înțelepciunea și puterea ta. Și de nenumărate ori tu vei da în zid, pentru că nu realizezi că prin tine nu poți, e doar prin El. Prin Isus Hristos. Prin Isus Hristos. Doar prin El. Doar prin puterea sa. Nu prin înțelepciunea noastră sau lucrurile pe care noi putem să ne gândim la acestea. Este foarte important. Dacă știm că Domnul nostru Isus Hristos a spus cuvintele acestea și, și, înțelegem pentru că Duhul lui Dumnezeu a fost dat să fim martori, nu doar să stăm aici, ci să fim martori acolo, să vorbim la Cel care are nevoie de Isus, să binecuvântăm pe cei care au nevoie, să ridicăm, să ridicăm, pe cel căzut, să ne rugăm pentru cel bolnav și numele lui Isus va fi vindecat. Să ne rugăm pentru cel care este demonizat, care este chinuit de duhuri, frați și surori. Lasă-mă să vă spun că poate s-ar putea să fie unii, chiar și aici, care sunteți apăsați de duhuri și nu știți de ce. În dimineața aceasta este liberare în numele Lui Iisus Hristos. Ascultați-mă foarte bine. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Când noi stăm în picioare, spunem, Doamne, vrem ca prezența Ta, Duhul Tău cel Sfânt, să fie în viața mea, să trăiască, să mă transformă, să nu fiu cum am fost, ci să trăiesc pentru Tine. Pentru că sunt un copil al Tău. Întrebarea mea, ce faci? Ce fac? Ce facem? Dacă am observat că Poate nu avem multe să dăm sau avem doar limitate lucruri care putem să dăm la oameni. Și vedem că puterea lui Dumnezeu este, de fapt, nu meritul nostru, nu pentru că noi am făcut. De fapt, dacă vă uitați în această întâmplare din, din Fapte 3, spune, oameni, de ce vă uitați la noi? De ce vă uitați la noi? Versetul 12. De ce vă uitați la noi? De puterea noastră a făcut asta? Our in godliness, adică faptul că noi suntem. Evlavia noastră? Asta a făcut? Nu. Numele lui Isus a făcut asta. Și numele lui Isus are toată puterea. Spune când numai cuvântul acesta în Isus, deci numai să spui cuvântul Isus, demonii tremur. Zai seama? Și încă noi ne frică. Frași și surori, când suntem în Hristos, în dragostea Lui, perfect love, ca să fie. Orice frică care este nu mai există când ești în prezența, în dragostea lui Dumnezeu. Orice frică, dacă ai frică, și frate Florin o menționat mai de mult, referitor de uh, lucruri care s-ar putea să ne robească, de, referitor de frică. Haideți în dimineața aceasta să lăsăm, spunem, destul. Satana, nu mai vreau să accept lucrul acesta, destul. Demon, nu mai vreau să... Deci, în Isus Hristos sunt liber, sunt o făptură nouă. Ascultați-mă bine, dacă tu ești o factură nouă, trăiește după Făptura aceasta, în Isus Hristos, prin prezența Sa. Vreau să facem un lucru. Ne vom ruga. Ne vom ruga. Dar doresc ca Duhul Sfânt să-și să facă partea Lui și eu cred că va, El va face. Eu cred, frați și surori, ascultați-mă bine, suntem în casa lui Dumnezeu. Asta nu-i joacă. Nu-i joacă. Nu-i glumă. E foarte serios. Pentru că dacă aici nu suntem serios, dacă aici nu dorim prezența lui Dumnezeu, unde o să dorești? Ascultați-mă bine. Unde o să doriți prezența lui Dumnezeu? Dacă nu în casa lui Dumnezeu. Fiți foarte atenți. Dacă dorim prezența lui Dumnezeu, haideți, haideți în, în picioare. Vă, vă cer să vă ridicăm în picioare. Cine vrea prezența lui Dumnezeu? Ridicați o mână. Cine vrea? Cine vrea ridicați o mână, frați și surori. ascultați mă foarte bine acum. Amin, Dumnezeu, Dumnezeu, este prezent și Duhul lui Dumnezeu care este prezent. Deci noi am agriat un lucru, frați și surori. Am agriat un lucru. Dacă am agriat, eu vă invit să ne reducem, ne, ne, să ne rugăm și să credem că Dumnezeul nostru care face mai mult, mai mult decât cerem noi, să pe fiecare, pe fiecare persoană dimineața aceasta care a ridicat o mână, Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe toți să-i umple cu prezența lui Dumnezeu. Pe toți, absolut toți, nimeni să nu fie exclus. Chiar dacă unii nu cred, chiar dacă unii se îndoie, Dumnezeu să overwhelm them with his love. Să overwhelm, adică să fie o, dragoste mai presus să vadă, Doamne, de fapt, Tu ești prezent, pentru că Tu mă iubești. Pentru că Dumnezeu nu vrea ca niciun, citiți Ezechiel 18, nu vrea ca niciun păcătos, niciun om să piară. Dumnezeu nu vrea nicio persoană, frați și surori. nicio persoană. Dar cu cât mai cei care se declară că sunt creștini, cu cât mai mult Dumnezeu iubește cei care au spus Doamne, vreau să te ascult. Doamne, vreau ca Tu să trăiești în mine. Doamne, vreau ca Duhul Tău să fie din belșug. Doamne, vreau să trăiesc cum Tu dorești, nu cum vreau eu, ci cum vrei Tu, Doamne, pentru că Tu m-ai chemat să fiu martor. Și ceea ce am, Doamne dau, pentru că Tu ești în mine și viața care în mine declar viața tuturor celor care este bolnav și va fi vindecat, Cel care este legat, va fi dezlegat, cel care are nevoie de cuvânt va fi vestit. Pentru că iubesc pe tine, Doamne, și iubesc omul, haideți să ne rugăm plin de credință și să mulțumim, Doamne.